cu tremur după cu tremur în România. Anunț oficial de la INFP. În weekend, România a fost afectată de două cutremure în dimineața de sâmbătă, evidențind activitatea seismică din regiunile Vrancea și Făgăraș Câmpulung. Institutul Național pentru Fizica Pământului a raportat că, în ultimele două zile, au avut loc patru mișcări seismice, iar detaliile acestora arată o diversitate de magnitudini și adâncimi. Iată ce informații avem despre aceste seisme recente. Cu tremur după cu tremur în România. Sâmbătă dimineața, România a fost zguduită de două cutremure semnificative, evidențind activitatea seismică din regiunile cunoscute pentru mișcările tectonice. Primul cutremur, cu magnitudinea 2,9, a avut loc în zona seismică Vrancea sâmbătă dimineață, la ora ora 8:20 de minute și 54 de secunde. Acest seism a fost înregistrat la o adâncime considerabilă de 127,6 km și s-a simțit în apropierea mai multor orașe, inclusiv Buzău, Ploiești, Brașov, Sfântul Gârghe, Focșan și Târgoviște, indicând astfel impactul său asupra unei arii extinse. Cel de-al doilea cu tremur, cu o magnitudine de 2,1, s-a produs în zona seismică Făgăraș-Câmpulung, la ora ora 6 8 minute și 5 secunde, și a fost un seism de suprafață, având o adâncime de doar 5 km, acest aspect sugerează că mișcarea tectonică a fost mai aproape de suprafață, ceea ce poate influența percepției intensității cu tremurului de către populație, informează Infro. În plus, Institutul Național pentru Fizica Pământului, INFP, a raportat că, în ultimele două zile, au avut loc patru cu tremure în România. Vineri, la ora ora 4 și 26 de minute, a avut loc un alt cutremur în zona Vrancea, cu magnitudinea 2,3 și la o adâncime de 126,4 km tot vineri. Un seism cu magnitudinea 2,8 s-a înregistrat în Galați, la ora ora 19.55 de minute, la o adâncime de 8,1 km, demonstrând astfel diversitatea activității seismice din diferite regiuni ale țării. Gârge Mărmurianu, despre următorul cutremur puternic în România. România a fost zguduită luni, 16 septembrie, după amiaza, de un cutremur cu magnitudinea de 5,4, care a fost resimțit și în țările vecine. Cutremurul de la începutul săptămânii a avut loc în județul Buzău. Conform datelor furnizate de Institutul Național pentru Fizica Pământului, seismul s-a produs la o adâncime de 126,8 km. Gârghe Mărmurianu a discutat despre posibilă apariție a unui alt seism puternic în țară. Cean ar putea marca această mișcare seismică? După analizele efectuate, Gârghe Marmurianu a concluzionat că România nu va experimenta un cutremur puternic până în anul 2040. Seismologul subliniază că există un interes crescut pentru activitățile seismice din Vrancea. De asemenea, el a menționat cutremurul din 1800, considerat a fi cel mai puternic de la Moscova până la Cairo. Sunt lucruri curioase cu Vrancea. Există niște cutremure puternice, a fost în 1800 cel mai puternic, foarte adânc, de la Moscova până la Cairo. Energia a fost consumată, aceste cutremure au loc la adâncimi diferite, coordonate pe plan orizontal. Chiar eu am publicat o lucrare, un fel de istorie a cutremurelor din 1701 până acum. Părerea mea este că nu poate fi vorba de un cutremur catastrofal până în 2040, a spus recent Gârghe Mărmurianu, potrivit știrile ProTVRO.